Ești o persoană sociabilă, prietenoasă, care câștigă cu ușurință respectul și admirația celorlalți, fără a-și sacrifica independența sau viața personală pentru acest lucru. Ai o vulnerabilitate vizibilă. Substanța ta spirituală subtilă răspunde tuturor suferințelor și nedreptăților lumii. Ai logică și dezvolți o intuiție semnificativă, încorporând o combinație interesantă de gândire științifică și temperament artistic. Adesea prezinți un interes foarte conștient față de evenimente neobișnuite. Evident, acest lucru se datorează faptului că tu însăți, de regulă, ești o personalitate extraordinară. Mult mai multă decât alții, te caracterizezi printr-o abordare idiosincratică a vieții de zi cu zi, indiferent dacă, din cauza ironiei intrinsece sau datorită înțelegerii adânci a obiectelor și a personajelor umane sau pur și simplu folosind capacitatea ta de a ține ochii deschiși asupra lumii din jurul tău. Poți vedea multe lucruri care nu sunt accesibile altora. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: angajare, organizare, responsabilitate, reținere, scrupulozitate, independență, dăruire. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficient timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Poți fi dependentă de misticism, ezoterism, fenomene paranormale sau poți deveni profund religioasă. Poți fi deseori urmărită de evenimente misterioase și de neînțeles. Poți vedea ceea ce este inaccesibil altora, iar aceasta se datorează în mare parte credinței tale în necunoscut. Poți fi un filozof în felul tău, nu ești deloc surprinsă de întâlniri cu magicienii și psihicul, și astfel de întâlniri se întâmplă frecvent în viața ta. Acest lucru se datorează faptului că înveți constant din lumea înconjurătoare, percepi chiar lucruri neobișnuite ca lecții și, prin urmare, uneori reacționezi cu reținere. Știi să asculți. Nu ești deloc surprinsă de abilitățile remarcabile ale oamenilor cu care trebuie să comunici, de experiența unică a cuiva sau de fenomene naturale misterioase care nu au fost încă explicate. Uneori ți se pare că te întâlnești cu aceasta în fiecare zi și, prin urmare, ești deja afectată de astfel de impresii.
De fapt, nu încetezi niciodată să înveți din viață și să apreciezi toate oportunitățile oferite de ea. În ceea ce privește relațiile cu ceilalți, de obicei îți dai seama că chiar și cei mai obișnuiți și mai puțin populari oameni sunt, de fapt, o parte integrantă în marea diversitate a naturii și au același acces la bogățile miracolului vieții, ca și tine, prin fanteziile sau visele și aspirațiile inconștiente. Înțelegi adesea cât de puternică este influența subconștientului asupra vieții, comportamentului și obiceiurilor unei persoane. În ceea ce privește fenomenele inexplicabile ale naturii, ești capabilă să vezi și să înțelegi legătura dintre cele mai aparente evenimente incompatibile care au loc în lume și, prin urmare, îți este mult mai ușor să accepți tot felul de incidente. Până și cataclismele nu sunt o surpriză pentru tine. Este necesar să subliniez că ești adesea nervoasă și foarte sensibilă la mediul extern. Tu percepi repede influențele energetice din jurul tău, în special cele negative. Uneori ești prea sensibilă. De aceea este foarte important ca tu să te protejezi în mod fiabil de elementele enervante ale mediului. Condițiile cele mai acceptabile în acest sens sunt stabilitatea, moderarea și armonizarea în viața publică și privată. Ești adesea înclinată să vezi ceva neobișnuit în cele mai obișnuite lucruri. Prin urmare, nu este natura ta să percepi fenomenele anormale sau perverse ca fiind ceva izolat sau cerând condamnare. Tu le consideri o parte integrantă a vieții, a naturii umane, un fel de parte inversă a lumii normale. Cu toate acestea, ar trebui, cel puțin din motive de practicitate, să aderi la modelele de comportament acceptate în societate și să te abții de la declarații prea clare de idei care pot provoca o rezonanță negativă. În plus, nu trebuie să uiți că, deși toată lumea face parte din marele miracol al vieții, nu toată lumea este capabilă să-l aprecieze și, cu siguranță, nu toată lumea are dorința de a trăi o viață cât mai completă. Te distingi față de alții nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești profundă, loială, realistă, ești mai predispusă să ți dezvolți intuiția, pentru tine nu este dificil să te admiri și să obții respectul celorlalți, în timp ce tu nu sacrifici aproape nimic pentru acest lucru, păstrezi pe deplin nu numai independența ta, ci și secretul vieții tale personale, îți este ușor să comunici, ești prietenoasă și consistentă. Din exterior poți părea nesigură de tine, ceea ce nu corespunde pe deplin realității. Natura ta, totuși, este destul de fermă și decisivă, ești o persoană încrezătoare în sine, cu un anumit nivel de ambiție de viață. Cum afectează data de 7 ianuarie soarta ta? Misticismul și fenomenele paranormale prezintă un interes deosebit pentru tine. Tot ce este neobișnuit și inexplicabil găsește un răspuns adânc în sufletul tău. Tu vezi lumea din jurul tău prin ceața supranaturalului, iar evenimentele care au loc nu explică motivele prozaice. Nimic extraordinar nu te poate surprinde, deoarece ești sigură că în această lume există multe necunoscute, despre care oamenii sunt încă naivi. Prin urmare, tu percepi toate incidentele mistice și anormale ca o stare naturală a lucrurilor. Viața îți dă o mulțime de lucru pentru gândire. Și din moment ce omul face parte din univers, forțele supranaturale se pot manifesta și în el. Tu crezi în puterea de autosugestie și în faptul că te poți vindeca de toate bolile doar prin puterea gândirii. Tu explici toate acțiunile oamenilor prin manifestări externe ale mișcărilor interne ale sufletului. Corpul nostru este o reflectare a ființei noastre interioare. Un suflet frumos nu se poate ascunde într-un trup urât. În mintea ta, tot ceea ce se întâmplă în lumea din jurul nostru este reflectat, ca într-o oglindă. Tu treci prin toate evenimentele care se întâmplă în jurul tău, iar evenimentele negative lasă un semn negru pe sufletul tău. Tu trebuie să înveți să elimini informațiile negative, percepându-le detașat. Dacă în preajma ta sunt oameni cu energie negativă, este necesar să păstrezi distanța și să te abții de la un contact strâns cu ei. Pentru a realiza armonie în viața personală și activitățile profesionale,
Trebuie să păstrezi o parte din sufletul tău închis pentru toată lumea și accesibil numai naturii tale. Chiar și în lucrurile cele mai îngrozitoare sau de zi cu zi, tu vezi manifestări ale destinului tuturor, lucruri care nu pot fi schimbate, dar pot fi numai trăite. Astfel de modele non-standard ale lumii existente pentru tine nu ar merita să fie expuse public. În mediul înconjurător ție, este mai bine să alegi oamenii care împărtășesc aceleași păreri și care gândesc într-o direcție similară. Nu trebuie să uiți că majoritatea oamenilor sunt incapabili din punct de vedere organic să perceapă astfel de teorii și vor considera concepțiile tale un semn de nebunie. Dragoste și compatibilitate. Iubești compania? Mai mult, poți fi îngrozită de singurătate, așa că aproape întotdeauna încerci să ai un partener. Cu toate acestea, tu înțelegi adesea că persoana de lângă tine nu este deloc cea de care ai nevoie, dar, greu să te rupi, poți trăi mulți ani cu un partener cu a cărui relație s-a încheiată de mult timp. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Ești gata să te dedici pe deplin cauzei atunci când vine vorba de muncă permanentă pe care nu o poți respinge. Lucrezi cu mare dăruire dacă ai o dragoste stabilă și calmă pe umerii tăi. Sănătate și boli. Foarte des, natura ta sensibilă simte o supraîncărcare a sistemului nervos și poți suferi de boli nervoase. Ca urmare, tu poți dezvolta gastrită sau sindrom de oboseală cronică. Pentru a evita acest lucru, ai nevoie de suficient timp pentru a te relaxa, a face sport, a învăța și a mânca sub o dietă echilibrată. Îți va fi util să stăpânești tehnicile care îți permit să te controlezi, meditația, tehnicile speciale de respirație care te vor ajuta să te protejezi de stres și efectele sale destructive asupra corpului. Cu vârsta, pot exista probleme cu articulațiile, deci acordă atenție încheieturilor. Trebuie să-ți faci timp liber pentru fantezie și relaxare cu muzică. Apropo, este foarte posibil să o combini cu meditația. Fiind sensibilă la mediul înconjurător, poți manifesta nervozitate excesivă și acest lucru este plin de alergii sau oboseală. O dietă echilibrată este recomandată pentru a menține corpul în formă, cu accent pe boabe, rădăcini, pâine, nuci și legume. Activitatea fizică este, de asemenea, importantă, astfel încât exercițiile zilnice de mobilitate vor aduce beneficii. Dacă nu există ocazia de a-l face, yoga te va ajuta. În special odată cu vârsta, nevoia de sarcini suplimentare crește, deoarece ești predispusă la diferite boli reumatice și artrite. Somnul complet este extrem de important pentru tine, deoarece trebuie să-ți satisfaci nevoia de fantezie în vise, dar să nu consideri somnul ca o modalitate de detașare de realitate și de îngrijorările de zi cu zi. Soarta și norocul. Ai o natură duală, viața ta va depinde de direcția în care mergi. Dacă alegi calea răului, atunci viața ta va fi dezlănțuită și poți ajunge singură, fără familie, rude, pentru că toată lumea se va îndepărta de tine. Dacă vei urma calea evoluției, dezvoltându-ți spiritualitatea, apoi prin umilință, fapte bune, ajutor pentru alți oameni și milă, vei fi capabilă să creezi o viață fericită pentru tine însăți. Sfaturi pentru tine.
În ceea ce privește sfaturile care le pot acorda naturii tale subtile, mai întâi trebuie să te protejezi de stres și de îngrijorări, să nu te superi pe petele de pe asfalt și să-ți aperi cu grijă armonia interioară. Armonia este ușor de distrus. Petreci multă timp la lucru ca orice capricorn. Nu trebuie să-ți șochezi colegii cu hobby-urile tale mistice sau cu ceva neobișnuit, chiar și cu cunoștințele tale profunde în acest domeniu. Este mai bine să lași hobby-urile pentru prieteni și rude, precum și pentru cei care le împărtășesc. Ține minte că nu toți oamenii ar dori să trăiască o astfel de viață. Încearcă să nu exprimi idei prea neobișnuite. Ce ar trebui luat în considerare? Nu uita să ai parte la evenimente obișnuite care nu au un fundal mistic. Poți să-ți încredințezi gândurile celor mai apropiați și mai de încredere prieteni. Supranaturalul nu trebuie să te împiedice să te adaptezi la viața obișnuită. În căutarea perfecțiunii spirituale nu pierde fericirea ta pământească. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinate ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.